Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, acasă în Prahova. Astăzi ne ducem așa cu gândul, măcar la Valea Doftanei, vedem ce se mai întâmplă acolo. Sunt proiecte frumoase, sunt inițiative ambițioase pe care le derulează administrația locală, unele dintre ele finalizate, altele în curs de derulare, altele doar așa ca proiecte de viitor. Alături de mine pentru a discuta despre ceea ce se întâmplă din punctul meu de vedere într-una dintre cele mai frumoase localități pe care le are Prahova, o zonă de altfel cu un potențial turistic extraordinar, se află chiar primarul localității Valea Doftanei, domnul Lucian Costea. Bine ați venit alături de mine. Bine v-am găsit. Așa cum scrie de altfel și pe burtieră, domnule primar, infrastructura este cheia pentru dezvoltarea potențialului turistic acolo la Valea Doftanei. Bine, este cheia pentru dezvoltarea potențialului turistic în multe localități, dar în special la Valea Doftanei, pentru că știm cu toții, zona este într-adevăr una extraordinară și știu că se fac eforturi mari pentru a face din acest loc, nu știu dacă e loc de comparație, dar vreți să-l aduceți undeva, nu știu, să semene cu zona aceea, Bran, Moeciu, din câte știu eu, sau poate chiar deasupra. Da, sunt ceva diferențe, însă, într-adevăr, infrastructura este cea mai importantă și aici este rolul nostru în a dezvolta Valea Doftanei. Este lucru pe care l-am început de câțiva ani buni, am mers într-un ritm, zic eu, accelerat și ne-am făcut treaba, infrastructura, în special drumurile, au fost destul de în atenția noastră și am asfaltat foarte multe străzi. Acum urmează alte străzi pe care dorim să le asfaltăm și să le reabilităm în anul ăsta. Avem și noi, o să rog pe colegul meu chiar să ne arate imagini de acolo, de la Valea Doftanei, cu starea drumurilor momentul de față. Da, în general am urmărit în primul rând străzile axiale la început, după care am intrat pe străzile lăturalnice și am pus în valoare suprafețe mari de terenuri unde oamenii înainte nu înclinau să construiască sau să dezvolte obiective turistice. Anul trecut am avut chiar investiții extraordinar de mari comparativ cu ultimii 30 de ani, probabil investițiile care s-au făcut în vreo 20 de ani s-au făcut într-un an. Și asta înseamnă investiții mari de consolidare a drumurilor, în special strada lacului, unde am pus în valoare circa 200 de hectare de teren, unde avem investiții europene, avem o pensiune recunoscută și foarte apreciată. Acolo erau alunecări masive de teren și am reușit stabilizarea lor. Suntem pe final cu lucrarea. Practic 90% din lucrare este efectuată. Am asfaltat zone pe strada Mogoșoaia, spre exemplu, cartierul Mogoșoaia. Acum în imagini ce vedem? Ce zonă este aceasta, domnule? Chiar strada Mogoșoaia. Strada Mogoșoaia. Da, este o zonă superbă, o zonă foarte frumoasă în care accesul era foarte dificil, unde oamenii sau doreau să-și facă case sau investitorii doreau să facă ceva în zona turistică, dar drumul nu era practicabil. Am rezolvat lucrurile astea, vom rezolva și în alte zone, anii viitori. Am construit 3 poduri noi, 2 de către administrație și unul de Consiliul Județean, a reabilitat. Suntem aproape pe final cu un pod reabilitat, la fel lucruri care nu s-au făcut de peste 30 de ani. Deci, când vorbim despre infrastructură, asta este principalul lucru la care noi lucrăm și pe care avem în atenție. Pentru că altfel avem locuitorii gospodari, investitorii au început să apară în Valea Doftanei și cred că perspectivele pe care Valea Doftanei le are vor mulți acești investitori. Practic, atunci când vorbim despre infrastructură stradală, domnule primar, vorbim și despre, exact așa cum susțineam puțin mai devreme, cheia pentru dezvoltarea acestei zone din punct de vedere turistic. Exact, noi avem pentru că știm cu toții pe românește, dacă nu ai drumuri, nu ai cum să atragi investitori, nu ai cum clar, să exploatezi acest drum. În general, zona de intravilan, unde noi am început în prima etapă
să îmbunătățim drumurile, nu este practic zona care este urmărită de investitori în turism. Și atunci, extravilanul. Da, și atunci încet încet noi am extins programul de reabilitări și modernizări ale drumurilor spre aceste zone care pot fi dezvoltate și acum deja sunt câteva locații puse în valoare unde se întâmplă niște lucruri și viitorul, așa cum am spus, ne va aduce lucruri mai bune. Dacă e să vorbim strict despre ceea ce înseamnă intravilan, cât la sută din Valea Doftanei este asfaltată la momentul de față? Pe zona de intravilan 60-70%, dar dacă vorbim despre întreaga rețea de drumuri din Valea Doftanei, care includ și drumurile alpine, vorbim de peste 100 de kilometri de drumuri. Adică procentul nu mai e cel de care am spus. Ne venim undeva la 30%, pentru că acele drumuri, nu știu în ce perspectivă pot fi asfaltate, dar noi pentru anul în care suntem avem în programul de investiții și acest drum al stânelor pe care îl vom reabilita și încercăm să punem în valoare acest lucru pe care îl avem și care are o pondere destul de mare în economia totală a Văii Doftanei, mă refer la creșterea de animale. Să punem în valoare stânele care pot fi vizitate. Dacă noi facem aceste drumuri, ele pot fi vizitate. Un fel de agroturism? Un fel de agroturism. De altfel, și în zona de izlazuri, unde avem 700-800 de hectare, care nu mai sunt folosite în totalitate, noi chiar la prima ședință de Consiliu venim cu un proiect de susținere a unei cooperative locale, cooperative locale care să pună în valoare izlazurile, să le folosească, cooperativă în care intră toți oamenii din crescătorii din Valea Doftanei și care îmbină cumva partea asta de creștere de animale și turism. Și probabil că aici este putem să discutăm de o asemănare cu Bran Moieciu, dar cred că deschiderea spre Brașov Văii Doftanei va da o perspectivă preponderent turistică și pentru un turism mai larg. Mai ales că în această perspectivă, distanța față de viitorul aeroport din Brașov este relativ mică și timpul pe care l-am face până în aeroport ar fi undeva de 40-45 de minute. Pentru că ați vorbit despre distanța până la Brașov, vreau să vorbim, domnule primar, și despre ceea ce înseamnă DG102. Este un proiect ambițios, este poate una dintre cele mai mari lucrări de investiții, nu știu dacă exagerez, urmează să-mi spuneți dumneavoastră, realizată vreodată la Valea Doftanei. Este un drum care va face legătura între Valea Doftanei, Prahova, Brădet, Brașov. Este unul dintre proiectele la care noi ținem foarte mult. E un proiect care, de ce să nu spunem, este în discuție de foarte mult înainte de 89. Dar au fost făcuți ceva pași prin 2000. După aia s-a stagnat și așa mai departe. Însă, în mod concret, după 2018, prin PNDL s-a licitat un prim tronson care este în execuție. S-a finalizat al doilea tronson pe Prahova și încă un tronson pe Brașov, la care studiile fezabilitate au fost predate la CNI și printr-un protocol făcut de Consiliul Județean Prahova, Consiliul Județean Brașov și CNI. Consiliul Județean Prahova organizează licitația și avem toate speranțele că în lunile care urmează această licitație se va întâmpla și astfel ceea ce noi susținem că va schimba Valea Doftanei va avea un termen de 2 ani, maxim 3 ani. Deci dacă acest drum în 2-3 ani va fi finalizat, perspectivele noastre, efectiv gândirea noastră de a merge la oraș se schimbă, pentru că noi, atunci când plecam din Valea Doftanei spre oraș, mergeam inevitabil spre Câmpina. Probabil că peste 3 ani orașul este și spre nord, spre Brașov.
Și atunci alt fel de investitori mai mari cred că vor păși în Valea Doftanei. Deja sunt interese mari. Numai în ultimile luni am dat peste 200 de certificate de urbanism pentru oameni care sunt interesați să cumpere teren în Valea Doftanei. Este adevărat că într-o primă fază aceste terenuri au fost cumpărate de oameni care majoritatea au făcut case sau fac case de vacanță. Și de ce să nu o spunem deschis, nu avem un profit foarte mare al administrației sau al comunei de pe urma acestor case și am și explicat de mai multe ori, fără să jignesc pe nimeni, sunt bine primiți toți oamenii care își fac case de vacanță în Valea Doftanei și în majoritatea lor sunt oameni așezați, oameni care au ajutat localnicii, care și pe noi în administrație am colaborat pe diverse domenii cu deși și ne-au sprijinit, dar efectiv veniturile care vin dintr-o casă de vacanță spre bugetul local sunt foarte mici. Nu sunt pe măsura cererilor pe care proprietarii de case de vacanță le au către administrație. Adică, în mod concret, pentru o casă și pentru un teren de undeva la 1500 de metri, se plătește anual sub 1000 de lei, iar cererile pentru aceste case, care de regulă, v-am spus, sunt situate undeva în afara zonei locuite, unde nu sunt drumuri asfaltate și oamenii cer drumuri asfaltate, cer apă, cer curent, investițiile astea, în această infrastructură pentru câteva case care se fac în diverse zone, de regulă situate undeva la o altitudine mai mare, pe noi ne pun în dificultate și nu știm cum să gândim treaba asta sau cum să o facem. Pe de o parte, dorim să vină oamenii în Valea Doftanei, dorim să investească, dar dorim să genereze și profit. Un venit pe măsură la bugetul local. Cu toate astea, atunci când este o disproporție între faptul că s-au făcut niște construcții în Valea Doftanei și administrația trebuie să susțină infrastructura pentru acele construcții într-o proporție net mai mare, noi ne aflăm în imposibilitatea de a asigura acea infrastructură și, bineînțeles, atunci apar și dificultățile cu cetățenii respectivi. Cu toate astea, spuneați puțin mai devreme că ați eliberat 200 de certificate de urbanism. Exact, construirii exact, de... da. Aceste case. Perspective de drumuri mari, de proiecte mari în Valea Doftanei. Acest DG102I, da, de fapt. Aceste lucruri și, de ce să nu spunem, și pandemia a împins populația, mai ales din zonele de oraș, către Valea Doftanei, care e o zonă deschisă, cu suprafețe mari de terenuri, unde oamenii practic au putut să iasă în aer liber și prețurile relativ mici ale terenurilor au făcut să fie o cerere foarte mare în perioada care a trecut. Ce lipsește totuși, domnule primar, pentru a vorbi despre Valea Doftanei ca despre o zonă turistică, în adevăratul sens al cuvântului? Lipsesc marile proiecte despre care noi am făcut vorbire deja de anul trecut și care, iată, anul ăsta încep să se împlinească. Această deschidere spre Brașov, un drum transversal de la vest la est prin Valea Doftanei, care începe din Vălenii de Munte, de lângă Vălenii de Munte, Gura Vitioarei, Ștefești, Valea Doftanei, Azuga Bușteni, prin traseul deja cunoscut de oameni Transbaiu, unde dorim și o dezvoltare a unui domeniu schiabil. Știu că acest proiect domeniu schiabil este un proiect vechi. Da, este un proiect vechi, s-au discutat despre diferite variante, iar varianta optimă este această zonă în care se pot interconecta părțile din Valea Doftanei, Azuga și Bușteni. Este o zonă pretabilă pentru o astfel de investiție și chiar dacă se va desfășura în câțiva ani... Deci un proiect viabil. Da, e un proiect viabil. Un proiect bun care realizabil a fost... Realizabil din ce fel de fonduri? Europene. Fonduri deja europene. Consiliul Județean a făcut câțiva pași în acest sens.
S-a depus o cerere de finanțare, s-a trecut deja de zona asta de cerere de finanțare, s-a depus o cerere de finanțare și pentru un trenuleț cu hidrogen pe versanții munților Baiului. Deci aici pot să spun deschis că am avut susținerea... Tot în scop turistic. Tot în scop turistic și am avut susținerea Consiliului Județean și o avem în continuare pentru treaba asta. În general, aș vrea să discut despre zona de nord a județului, care ani de zile a fost cumva într-un cont de umbră sau cumva Consiliul Județean în general a apreciat că zona aia se descurcă. Cam așa a fost. Sinaia, Azuga, Bușteni, Valea Doftanei, zone foarte frumoase, cu posibilități foarte mari, bineînțeles unele deja exploatate în Sinaia, în Azuga, Bușteni, în Valea Doftanei acum începe, dar cu puține resurse sau cu prea puțină atenție din partea Consiliului. V-ați simțit vitregiți din punctul acesta de vedere a susținerii financiare? Da, noi toți primarii din zona de nord a județului am simțit treaba asta ani de zile. Eu și înainte de a fi primar simțeam treaba asta, eram în Consiliul Local, dar vedem că în ultimii ani au început să se uite oamenii de la județ, să zicem așa, și spre zona de nord și apreciem lucrul ăsta și dorim să fie o susținere mai puternică pentru că această zonă de nord cu geografia ei, cu munții, cu peisajele deosebite, practic pot aduce județului un plus valoare, evident. O valoare foarte mare, da. Într-adevăr, peisaje superbe, munții, o zonă cu potențial turistic, așa cum am spus de nenumărate ori, fantastică, dar, deopotrivă, domnule primar, o zonă în care, din păcate, au loc și situații mai puțin plăcute și asta nu ține nici de autoritatea locală, nici de Consiliul Județean, nici de... ține pur și simplu de cel de sus, de ceea ce înseamnă natură. Știu că vă confruntați destul de des cu ceea ce înseamnă necări de teren. Au fost situații foarte urâte, foarte grave care s-au întâmplat la Valea Doftanei chiar acum recent, la ultimele ploi. O să avem și noi imagini de la viiturile respective. Știu că v-ați mobilizat și s-au găsit soluții pentru a remedia problema, dar nu vorbim despre o remediere pe termen lung, să spun așa. Este adevărat, schimbările climatice nu ne-au ocolit nici pe noi și în ultimii ani s-au întâmplat lucruri care dintotdeauna nu le-am văzut în anii trecuți. Uneori nu am fost pregătiți pentru așa ceva, însă cred că am făcut față și ca să pot să spun că am pus cel puțin în siguranță zonele afectate. Aici, despre ce vorbim, domnul primar? Știu că astea sunt imagini de la ultima ploaie. Da, uitați, aici efectiv nu se mai vede, dar aici este un drum asfaltat. Deci, efectiv, a fost acoperit de pământ, viitura a adus atât pământ încât nu se mai observă că este un drum asfaltat. Văd că și grădinile oamenilor au fost bineînțeles, grădinile distruse. Au fost distruse parțial gospodării. Captările de apă au fost distruse în totalitate și an de an au fost distruse și noi acum am cerut, avem o solicitare pe care am depus-o la prefectură pentru fonduri din fondul de intervenție al guvernului și sperăm ca aceste fonduri să fie pe măsură pentru că Valea Doftanei întotdeauna a fost privită ca o comună. Este adevărat, este o comună, dar comuna asta are 30.000 de hectare, adică nu putem să comparăm Valea Doftanei cu o comună mult mai mică și în special, așa cum am spus, așezarea geografică. Este o zonă de munte unde lucrările se fac foarte greu. Limita în care facem lucrările ca anual este destul de mică pentru că vine înghețul foarte repede acolo, vine dezghețul foarte târziu și atunci perioada de lucru este foarte mică. Deci Valea Doftanei se confruntă în plus, dacă e să o zicem așa, de când sunt schimbările astea climatice, cu mari greutăți și dacă Consiliul Județean și Guvernul nu ne sprijină cu aceste fonduri de urgență, este posibil ca tot ceea ce noi construim an de an să se dărâme a doua zi. Se dărâme
Și practic, noi tot timpul va trebui să refacem. Bun. La ultima viitură, așa cum am văzut, a fost remediată problema, dar, așa cum spuneam, nu este o soluție pe termen lung. Așteptați sprijin financiar? Am pus doar în siguranță toate zonele afectate. Însă, cum ar putea fi remediată problema pentru a nu mai... Prin alocarea unor fonduri substanțiale din fondul de intervenție a guvernului. Și așa cum noi am demonstrat deja anul trecut că am făcut consolidări din, tot din astfel de bani alocați, să facem astfel de consolidări în așa fel încât viitoare situații de genul ăsta, ploi viituri, să nu mai poată distruge un drum. Pentru că drumurile sunt destul de vechi, nu au o infrastructură așa cum se face acum cu ziduri de sprijin, cu betoane, cu straturile specifice de sub asfalt. Sunt drumuri vechi care au fost îmbunătățite, au fost remediate și care foarte ușor la o viitoră sunt distruse unele în totalitate. Deci vor trebui introduse fonduri pentru a consolida drumurile, pentru a pune în siguranță captările și a le proteja de aceste viituri, pentru că am mai avut bani pentru reparația unor captări. Însă cu aceste viituri, la o viitură, o captare este, în general, ele sunt captări de suprafață amplasate pe voi și ele sunt luate cu totul. Și atunci ne trebuie nu numai banii de refacere a unui captări, ci banii de punere în siguranță, de efectuarea unor ziduri, a unor praguri de fund care să protejeze captarea respectivă de apă. În ceea ce privește captările de apă, voiam să vă întreb cum s-a rezolvat, sau mai bine zis, dacă s-a rezolvat divergența, nici nu știu cum să o numesc, pe care ați avut-o la un moment dat cu cei de la Direcția Silvică, în ceea ce privește exploatările forestiere. Știu că a fost afectată grav o captare de apă la momentul respectiv, momentul respectiv fiind în urmă cu circa 2-3 luni de zile. Desigur, a fost o situație neplăcută. Și în urma unor discuții repetate cu RomSilva, și sigur și reacția noastră de momentul respectiv a fost pe măsură, și avem astăzi promisiunea celor din RomSilva că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla, adică nu se vor mai face punere în valoare de masă lemnoasă în zona captărilor de apă. Asta este o catastrofă pentru captarea de apă. Iată, avem imagini de la... Sigur. Desigur, Valea Ursului, dacă nu. Un lucru neplăcut. Nu vorbesc de alte aspecte care pot fi acolo, dar în general, punerea în valoare de masă lemnoasă în zona din amontele unei captări înseamnă distrugerea solului din zona respectivă pe un termen de cel puțin 5-6 ani. Dar lucrul ăsta nu s-a știut? Ba da, lucrul ăsta noi îl semnalăm de câțiva ani. Direcției Silvice, și Direcția Silvică în continuare a pus în valoare, adică practic a scos la licitație partizi în exploatare deasupra acestor captări de apă. Ignorând practic semnalele noastre, avertizmentele că ni se distrug captările. Desigur, ei au pus... Și era o legalitate, dacă era o legalitate, adică puteau să facă asta. Nu spunem că este ilegal că ei fac exploatarea acolo. Lucrurile erau legale din punctul lor de vedere. Dar această colaborare care ar trebui să existe, pentru că ei sunt certificați FSC. FSC-ul este o certificare care lor le aduce o plus valoare pe metru cub de lemn. Și în acest FSC sunt impuse anumite reguli, între care și o bună colaborare cu administrația și cu comunitatea. Care nu a existat, da. Sigur că da. Această indiferență față de captările de apă și față de drumurile forestiere pe care ei le-au deținut și care acum sperăm că vor fi transferate către noi, către administrație, acestea au generat tensiuni și au dus la pagube. Efectiv, ceea ce ați văzut acolo înseamnă pagube pentru noi. Noi trebuie să investim ca să remediem. Unul la mână și doi la mână, oameni care au avut de suferit din cauza lipsei... Bineînțeles că, așa cum am spus, o exploatare care se face în amontele unei captări de apă nu creează probleme doar în timpul exploatării. Creează ani de zile. Ani de zile noi în captarea aia ne confruntăm cu
turbidități ale apei, adică practic nămolul, care, pământul care este răscolit de utilaje, de tragerea arborilor pe sol, acest pământ la orice ploaie vine în captare. Și îți pare așa, la suprafață, cel puțin un paradox ca o localitate care se află în vecinătatea barajului Paltinu să se confrunte, cetățenii din localitatea respectivă să aibă de suferit din cauza apei potabile. Exact, dar este specificul zonei, adică toate aceste captări ale noastre sunt captări situate undeva în pădure, la altitudine mai înaltă, și prin gravitație apa vine în localitate. Aceste captări făcute pe văile unor pârâuri ar trebui ca în spatele lor, mai sus de Elena Monte, pământul să nu fie deranjat, copacii să nu fie tăiați. Dacă se întâmplă treaba asta, bineînțeles că noi ne luptăm cu morile de vânt. Noi reparăm astăzi o captare, investim miliarde în ea și după o exploatare forestieră e distrusă în totalitate. Cum s-a soluționat acest conflict? Aveam promisiunea, am făcut încă un schimb de adrese și niște discuții în care ni s-a promis că pe viitor nu vor mai fi exploatări în amontele captărilor de apă, iar pe partea de drumuri forestiere au spus că în anul ăsta au introdus în planul de investiții cadastrarea drumurilor forestiere și predarea lor în baza legii către administrația locală, în așa fel încât aceste drumuri să poată fi parcurse de către turiști, bineînțeles nu cu orice sau nu oricum, dar ei pot, să oamenii care vin să viziteze Valea Doftanei, pot să vadă frumusețile pădurii. Desigur, codul silvic nu permite intrarea în pădure, nu e voie decât pe poteci amenajate. Dar chiar să nu poți intra pe drumul forestier, că ele sunt distruse, parcă este ceva nefiresc. Tot ce avem noi în Valea Doftanei, noi nu putem să arătăm, cu alte cuvinte. Știu că a fost, apropo de ceea ce spuneți, a fost chiar o surpriză pentru mulți prahoveni chiar, în momentul în care, mi-aduc aminte, am făcut un material legat de rezervația Glodeasa, de acolo, de la Valea Doftanei, o zonă, de altfel, absolut superbă. Oamenii habar nu aveau că există așa ceva în Prahova. Desigur, unii dintre ei, evident. Vedeți, aceste lucruri noi trebuie să le punem în valoare. Așa cum am spus, interesele Romsilva de a exploata lemnul nu trebuie înlăturate. Desigur, producția de lemn, oamenii angajați în această zonă forestieră, silvică, sunt oamenii majoritate din Valea Doftanei, care și-au veniturile de acolo și generează niște venituri la bugetul local. Dar trebuie să existe acest echilibru în care ne respectăm și în care nu lucrăm doar noi sau nu e doar pentru noi zona aia. Adică pentru noi mă refer la cei care fac această job, această treabă. Corect. Noi avem păduri în Valea Doftanei pe o suprafață de peste 40% din totalul suprafeței. Avem goluri alpine, avem ape, foarte multe râuri. Toate lucrurile astea aduc beneficii altora. Adică tot ceea ce se întâmplă, toată producția din aceste păduri se duce către bugetul Regiei Naționale a Pădurilor. Nu se plătesc taxe, pentru că legea așa este, nu, Romsilva nu plătește o taxă, un impozit pe pădure. Pe de altă parte, în zona apelor avem circa 8 microhidrocentrale care la fel nu plătesc nimic, pentru că legea spune că cei care fac astfel de energie din hidroenergie nu plătesc taxe la buget. Și atunci e un paradox. Avem lucruri pe teritoriu, majoritatea valorilor pe care le avem, nu ne aduc nimic. E frustrant pentru autoritatea locală. Dar mai mult de atât, ne găsim în situația în care chiar de pe urma acestor lucruri, acestor activități, administrația trebuie să investească, adică trebuie să se ducă administrația să refacă unele drumuri forestiere, unele din investițiile astea hidro care sunt făcute pe Valea Doftanei au distrus practic râurile și noi nu mai avem păstrăvă în râuri, râurile sunt seci în timpul în care se face producție de energie electrică și atunci toate lucrurile astea frumoase care Valea Doftanei ar putea să le arate unui turist și din turism am putea să încasăm practic noi bani,
aceste zone noi nu putem să le arătăm. Pentru că în păduri este urât, nu putem să intrăm pe drumurile forestiere că sunt groaznice, pentru că apele noastre sunt seci, pentru că intră pe niște conducte și produc energie electrică și din toate treburile astea, Valea Doftanei nu încasează nimic. Ei, și când vine turistul, unde se oprește până să intre în comuna Valea Doftanei? Se oprește în zona barajului Paltin. Unde, dacă se uită, domnule primar, un pic mai atent, vede tone de gunoi. Da, este adevărat, pentru că și aici aceste gunoaie pe raza UAT-ului, în zona intravianului, în care avem noi responsabilitatea de a depista cine aruncă gunoaie, o să vedeți că nu există gunoaie. Aceste gunoaie se duc tot în păduri. Și atunci întrebarea mea este, oamenii care gestionează aceste păduri, le gestionează doar pentru a scoate profitul din lemnul respectiv? Măcar să le păzească, să nu fie gunoaie acolo, dacă nu, aceste investiții în drumuri forestiere nu se fac, dacă captările ne sunt distruse. Măcar să fie păzite, să nu fie împânzite de gunoaie. Vedeți că oamenii spun, domnule, primarul e rău. Dar lucrurile nu sunt așa. Noi ne confruntăm cu această situație. V-am spus, sunt cele mai mari suprafețe care le are Valea Doftanei, sunt negeneratoare de venituri pentru bugetul local. Noi întreținem. Și atunci de unde? Pentru că nu suntem nici într-o zonă de tranzit, nu avem nici încă industrie. Încă. Păi, bun, vom fi într-o zonă de tranzit, dar când vom fi într-o zonă de tranzit, principalul obiectiv sau principal domeniu care se va dezvolta va fi turismul. Turismul nu se poate dezvolta decât dacă ceea ce e în jur e frumos. Și atunci noi trebuie să refacem râurile alea care sunt distruse. Noi trebuie să refacem acele drumuri forestiere care sunt distruse. Trebuie să facem noi trasee pentru biciclete, pentru ecoturism. Nu? Altfel, cum se poate dezvolta acest turism? Nu se poate dezvolta altfel. Noi trebuie să punem presiune pe deținătorii de păduri, pe deținătorii de hidrocentrale, să vină cumva ca din acele beneficii uriașe de milioane de euro să întoarcă ceva și comunității. Prin investiții care le fac, bineînțeles, pe zonele lor, prin înțelegeri cu comunitatea, încât să nu fie deranjată comunitatea și să fie beneficii de ambele părți. Am înțeles. Ce să zic, vă doresc succes. Într-adevăr, este o zonă minunată, Valea Doftanei, o zonă care chiar merită să fie cunoscută la maximum din punct de vedere turistic, pentru că eu margez foarte mult pe ideea asta că Valea Doftanei ar putea întrece oricând, chiar și zona aceea, Bran Moeciu, sau măcar pe acolo ar putea. Noi suntem convinși. Dacă toate aceste proiecte despre care noi am vorbit astăzi vor deveni și reale, mai ales proiectul legat de domeniul schiabil, sunt convinsă că deja se va vorbi altfel despre Valea. Doamna Luiza, noi suntem oameni mai ambițioși. Am dovedit că suntem în stare să facem și vom dovedi în continuare că Valea Doftanei este sau va fi acolo unde trebuie. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru prezență. Vă doresc succes și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Pe data viitoare, la revedere!